Bună dimineața! Bună dimineața și bine ați venit la întâlnirea noastră prilejuită de prezentarea promoțiilor BOGO. Așa cum am spus întotdeauna, cea mai iubită promoție de la doTERRA. Și cu siguranță toți cei care sunteți familiarizați cu această promoție sunteți super entuziasmați, pentru că, așa cum o să vedeți și probabil că ați văzut deja pe mesajele de pe grup, avem un BOGO absolut extraordinar. Din punctul meu de vedere, poate să fie o părere subiectivă, dar eu cred că e cel mai generos BOGO de până acum și toate celelalte au fost extraordinare, dar acesta mie mi se pare că este absolut extraordinar. Așadar, iată că nu ne-am văzut de ceva vreme, am fost și noi plecați în vacanță, dar ideea este că motivul pentru care ne vedem astăzi este cel mai bun motiv cu putință și ne bucurăm tare că putem să venim să vă anunțăm această promoție BOGO, care, așa cum zicea și Dan, este, din multe puncte de vedere, cea mai iubită promoție de la doTERRA. Noi știm că doTERRA vine periodic cu tot felul de promoții. Atenție, periodic, nu lunar. Pentru cei mai noi în grup și mai noi în echipă, o să menționăm puțin ce înseamnă BOGO, mai ales că a și venit cu unele modificări față de ceea ce noi știam și cu ce eram noi obișnuiți, așa că fiți toți atenți, fiți pe fază. Așa cum zicea și Dan, promoțiile din această, ofertele din această promoție sunt absolut extraordinare. Știu că de fiecare dată ne bucurăm și pentru că promoția BOGO este de așa natură, n-ai cum să nu te bucuri, însă dacă ați apucat să vă uitați puțin pe anunțul primit ieri și postat și pe grup, deja puteți să vă dați seama de ce considerăm că este cel mai extraordinar BOGO de până acum. Vine cu cinci oferte atât de bogate și atât de potrivite și o să vi le și prezentăm cu beneficii în această întâlnire. Avem și invitați pentru asta. Dar înainte de a intra, de a începe să vorbim despre cele cinci oferte și a vi le prezenta, vrem să vă spunem ce înseamnă BOGO și de ce suntem noi toți atât de încântați de această ofertă de la doTERRA. BOGO este acronimul de la Buy One, Get One. Sau mai multe. doTERRA este Get One Free. Get One Free, da? Adică cumperi un ulei și mai primești încă unul sau mai multe cadou. doTERRA este, așa cum știm, doTERRA înseamnă darul pământului, dar așa cum ne-a și obișnuit, doTERRA este și o companie extrem de generoasă și darnică și prin toate promoțiile pe care ni le oferă, dar cumva această promoție semnifică poate cel mai mult acest lucru prin faptul că, într-adevăr, cumperi un ulei, cel pe care doTERRA îl oferă la promoție și mai primești încă unul sau două alese de către doTERRA cadou. Și ofertele sunt extraordinar de bine făcute și se completează și o să vedeți imediat când vi le prezentăm. Bun, deci, BOGO. Cum se desfășoară BOGO? BOGO este o promoție la care are acces absolut toată lumea, atât cei care au cont de membru doTERRA și ni le putem lua pe programul RP, pe programul de recompensare a fidelității, ceea ce înseamnă că pe lângă că le luăm la super promoție cu reduceri, cam de 35 și 50% este reducerea la uleiurile pe care le obținem la o astfel de ofertă BOGO, să știți, da? Deci noi o să plătim cam 50-65% din prețul celor două uleiuri. Și atunci, pe lângă faptul că le luăm cu super reducere, mai primim și puncte recompensă pe programul de fidelizare. Dar asta nu-i tot. Pentru cei care nu aveți cont de membru doTERRA, BOGO-ul acesta are, să zicem, o conotație specială, pentru că probabil știți că în această lună avem o promoție extraordinară de rolare, se numește 50-50, 50-50, prin care orice persoană care își creează un cont în această lună, un cont cu o comandă de minim 100 de puncte, un punct e aproximativ un euro, primește cadou de la doTERRA un voucher sau echivalent unui voucher de 50 de euro, adică 50 de puncte, pe care în luna următoare ne putem comanda gratuit produse doTERRA. De fapt, în luna următoare, 12 luni sunt valabile aceste puncte și în această perioadă vă puteți decide ce produse gratuite vă achiziționați. Bine. Și ideea este că dacă cineva își creează o comandă BOGO
de minim 100 de puncte, va beneficia și de facilitățile BOGO-ului, dar va primi și această promoție prin care primiți un voucher sau primește un voucher de 50 de euro. Ceea ce este absolut fabulos. Deci cineva cu comandă de 100 de puncte, da, poate să primească cadou încă 100 și ceva de puncte. E simplu de calculat. 100 de puncte, 100 de euro, dar de fapt primiți produse la BOGO cam de, am zis, reducere de 35-50%, da? Deci primiți produse în valoare cam de 150 de euro plus încă 50 de puncte. Da? Așa că e un moment fantastic să vă creați cont de membru dacă nu aveți unul. Exact. Bun. Asta pentru cei care nu aveți cont de membru. Pentru toți ceilalți am zis, recomand să vă plasați comenzile pe programul de recompensare a fidelității, pe LRP, pentru că în felul acesta veți primi și veți obține și ofertele BOGO cu super reduceri, veți primi și puncte recompensă și în felul acesta toată lumea este fericită. Atenție, știm, cei care deja folosiți programul de recompensare a fidelității, ofertele nu se pot lua pe puncte, deci le luăm plătind cu cardul. Bun, haideți să mergem mai departe să vedem cum se desfășoară această promoție. Această promoție BOGO se va desfășura pe parcursul a 5 zile, începând de luni, 19 iulie, până vineri, 23 iulie. Atenție mare aici, aici a intervenit schimbarea, în intervalul orar, ora 20 luni, da? Deci nu de luni dimineață, ci de luni, 19 iulie, seara. Ora 20 seara, ora României, da? Asta înseamnă ora 18 pentru Londra, ora 19 pentru centrul Europa Europei. Da? Dar pentru România, pentru că marea majoritate sunt din România, atenție, marea majoritate. Deci transmiteți la oricine din anturajul vostru, din echipele voastre, din așa ora 20, ora României și își calculează în funcție de zona în care sunt, care este momentul de începere. Da? Deci, începând de luni, ora 20, ora României, până vineri, 23 iulie, ora 20, ora României. Motivul pentru care au ales să schimbe orele, să nu le mai pună de la 12 noaptea, este pentru că stăteam ca bufnițele și așteptam să apară ofertele după ce ne anunțau. Și în plus, oamenii erau frustrați că mergeau la job și n-aveau cum dimineața să își ia ofertele. Multe, bine, aveau, dar era un efort extraordinar. Exact. Câteodată s-a întâmplat să se termine, pentru că ofertele sunt în limita stocului disponibil. Și atenție, dotarea nu este răutăcioasă și vrea să ne ofere tuturor, însă nu are cum. Oricâte estimări ar face, nu are cum. Niciodată nu a reușit, cu toate că ține cont de istoric, să gândească așa la fix și să zic ok, acum ne-am făcut stocul pentru absolut toate nevoile. Pentru că se trezesc foarte mulți, adică întotdeauna le-am depășit așteptările la ceea ce am cumpărat la aceste oferte BOGO. Oamenii sunt extrem de entuziasmați de aceste oferte și așa se poate întâmpla ca o ofertă, sau două sau mai multe, să se termine, să fie sold out înainte de încheierea perioadei promoționale. Da? Adică au fost cazuri în care în prima zi dimineața s-a epuizat stocul, tocmai de aceea. Ceea ce vă recomandăm este că dacă identificați anumite oferte BOGO pe care le doriți, da, să le comandați luni seara, imediat după ora 8, pentru a fi sigur că puteți să intrați în posesia lor. Da? Nu amânați, pentru că asta este una dintre marile probleme în general cu oamenii, că amână și tot amână până când lucrurile mor. Repet, dacă doriți, nu e obligatoriu, dar dacă doriți anumite oferte, comandați-le imediat ce se deschide BOGO-ul pentru a fi siguri că veți intra în posesia lor. Avem nenumărate cazuri de persoane care tot așa au amânat, că să mai aștept să văd ce zice și vecina, să ce zice și prietenul, prietena, așa mai departe, și s-au trezit că s-a epuizat stocul. De aceea am vrut încă de astăzi să facem acest live, ca să aveți timp să vă organizați, să discutați cu cei care ar mai putea fi interesați de oferte și până luni seara la ora 20 deja să aveți o idee foarte clară despre ceea ce vă doriți și când se dă startul BOGO-ului să vă și faceți comanda și să aveți, repet, certitudinea că veți primi produsele pe care le doriți.
Ba mai mult, fiți atenți, citiți toate materialele, aveți pe grup materiale despre fiecare ulei în parte, evident despre uleiurile pe care, cu care ne-am întâlnit deja la doTERRA, pentru că avem și uleiuri noi în aceste oferte. O să vă postăm materiale și despre acele uleiuri. Urmăriți acest live în care o să vorbim despre beneficiile uleiurilor din aceste oferte și modurile în care le putem folosi și cum ne pot ele ajuta. Studiați, aveți timp astăzi și mâine, astfel încât să știți exact luni dimineața ce vă doriți din ofertele promoționale sau dacă vi le doriți pe toate fiind atât de extraordinare. O să vă dăm inclusiv prețuri, cât vă costă fiecare, astfel încât luni seara de la ora 8 deja să puteți să vi le luați. Asta, repet, vă spun și din experiența faptului că am avut persoane care m-au sunat, s-au tot gândit, au tot citit, au pe parcursul celor 5 zile și s-au trezit în a 6-a zi să mă sună și să-mi spună n-ai cumva bogo-ul ăla și ăla în plus, că nu am reușit să mi le iau. Și nu, da, pentru că 5 zile chiar consider că sunt suficiente, mai ales că acum, atenție, avem acces la cele 5 promoții în fiecare zi, timp de 5 zile în limita stocului. Deci nu avem o promoție, o zi, altă ofertă, altă zi și așa mai departe cum era în trecut, ci le avem pe toate 5, pe tot parcursul celor 5 zile, de la ora 20, luni seara până vineri seara la ora 20, în limita stocului disponibil. Așa că cel mai înțelept este să vă faceți strategia în acest weekend, da? Și deja să vă fie foarte clar cel târziu, mâine seară, ce anume vă doriți, ca luni seara să puteți să acționați rapid, fără niciun fel de ezitări. Și foarte important, dacă ceva nu vă este clar, dacă nu știți cum să plasați comenzi, dacă vă încurcă faptul că s-a trecut pe sistemul nou de comandă, da, pe shop-ul nou, apelați la consultantul personal, da? Orice lucru care nu este clar legat de modul în care se desfășoară oferta BOGO, puteți să scrieți direct în comentarii la acest live și o să vă răspundem, fie live, fie o să vă răspundem ulterior prin comentarii, sau la postarea principală despre BOGO. Orice ține de partea de comandă, efectiv, modul în care puteți să vă comandați, consultați sau apelați la consultantul personal pentru că el o să vă ajute cu siguranță. Vă recomand să apelați de pe acum, în sensul că să-l sunați, să-i spuneți, uite, mă interesează ofertele BOGO, nu știu exact cum să pun comanda, te rog să mă ajuți. Și atunci stabiliți exact când o să vă auziți să faceți împreună comanda. Pe de altă parte, cei care sunteți aici, urmăriți acum sau veți urmări acest live, și vă interesează această ofertă, nu aveți încă cont, lăsați-ne un mesaj cu vreau cont și vă vom ghida către persoana care vă poate ajuta în acest sens. Bun, haideți să începem. Încă un aspect pe care nu l-am menționat, bogurile sunt disponibile în maxim, deci în ofertă. Fiecare ofertă de 5 ori, da? Se poate, deci, plasa 5. Pe un cont. Asta înseamnă că dacă, din diverse motive, vrem dintr-o ofertă, nu una, ci două sau trei bucăți, că avem și cumnată, avem și soră, și prietene și așa mai departe, putem face acest lucru, putem să luăm în limita maximum 5 oferte din fiecare pe cont. Deci puteți, sunt 5 oferte, maxim 5 oferte 1, maxim 5 oferte 2 și așa mai departe. Deci, practic, dacă vreți să folosiți la maximum capacitatea contului, puteți avea 25 de oferte, câte 5 din fiecare din cele 5 oferte. Bun, cred că este clar acum cum e treaba cu BOGO-ul. Pentru cei care vreți să vă creați cont, va fi și taxa de creare a contului sau un pachet de înrolare pe lângă care puneți BOGO, se pot face orice fel de combinații. De asemenea, pentru cei cu LRP, consultantul o să vă dea detalii despre modalitatea în care puteți să realizați și luați legătura cu consultantul în acest weekend. Da? Pentru ca luni să nu intrați în panică că a început BOGO și nu ați reușit încă să vă creați contul dorit. Bun. O să rog pe Dan să ne aducă acum ofertele pe ecran, pentru că a sosit momentul să începem să vorbim despre ele și o să începem prin a vă prezenta cele 5 oferte pe care eu sper că deja le-ați văzut în postarea noastră de ieri. Am fost super entuziasmați la ora 6 când am primit e-mailul de la doTERRA și iată-le, cele 5 oferte disponibile pe parcursul următoarelor 5 zile, de luni până vineri. Da? Cele 5 oferte sunt așa și le iau așa într-o ordine aleatorie. Avem Rose Touch,
Cine nu iubește Rose, cel mai special ulei de la doTERRA și care adevărul este că pentru marea majoritate este accesibil în varianta aceasta gata diluată, da, Rose Touch. Rose se știe că este cel mai scump și ulei de la doTERRA și, repet, încă o dată, prețul uleiurilor reflectă modalitatea de obținere. Într-o sticluță de 5 ml de ulei pur nediluat de Rose, de trandafir, intră 12.000 de bulbi de trandafir și atenție, nu orice fel de trandafir, da? Vorbim de roza damascena. Rose este un ulei foarte special despre care ne va vorbi imediat o invitată de-a noastră, însă vreau să menționez faptul că m-a bucurat foarte mult că l-au adus în această ofertă, pentru că la achiziționarea unui Rose Touch, de altfel Rose în varianta pură îl am, nu-l puteți folosi. Deci nu pur, tot trebuie să-l diluați, asta voiam să menționez, da? Pentru că este atât de puternic că oricum trebuie să-l diluați. Da? Deci Rose Touch vine cu două uleiuri cadou, respectiv Magnolia, din nou un ulei floral absolut extraordinar. Noi femeile ne bucurăm în primul rând de uleiurile florale, dar dacă ați participat la evenimentele Summer Tour, ați văzut că nu doar femeile se pot bucura de uleiurile florale. Și cu un blend extraordinar în ediție limitată, LTO, Beautiful. Ce înseamnă un ulei în ediție limitată? Înseamnă că nu-l avem în shop, în permanență. Înseamnă că îl primim din când în când, avem acces la el în cadrul unor oferte. Beautiful este un ulei special pentru mine, așa cum îi spune și numele, te face să te simți frumoasă sau frumos. Și m-am bucurat tare mult când l-am văzut la ofertă. Bun, deci prima ofertă este cumperi Rose și primești cadou și Magnolia și Beautiful. A doua ofertă avem Ginger cu cardamom, cum vedeți acolo. Cumperi Ginger, primești cadou cardamom. Nu spun acum mai multe pentru că imediat o să intrăm în detalii. A treia ofertă este Serenity cu Balance. Repet, le iau într-o ordine aleatorie. Da? De Serenity, cumperi Serenity și primești și Balance. A patra ofertă, Purify cu citronela, da? Purify și primești și citronela cadou. Eu mi-am căutat aceste uleiuri prin toată casa și vă recunosc, citronela l-am găsit exact unde mă așteptam, în rucsacul de mers la pădure, pentru că întotdeauna e acolo cu noi împreună cu Terra Shield, da? Așa. Și a cincea ofertă este patchouli cu citrus twist. Nu-l vedeți în mâna mea pentru că nu l-am nicio și abia aștept să îl am. E prima dată când îl avem. Exact. Și o să vedeți ce uleiuri extraordinare intră în compoziția lui, așa că eu sunt foarte curioasă cum miroase, sunt convinsă că e extraordinar. Bun, haideți să vedem prima ofertă, Rose cu Magnolia și Beautiful. Cu aia o să începem. Da? Începem în ordinea în care și invitații noștri pot să intre și la Rose, vedeți, plătești 82 de euro este Rose Touch și primești produse în valoare de aproximativ 145 de euro. Am scris aproximativ pentru că țin minte aproximativ care a fost prețul lui Beautiful în clipa în care l-am avut la ofertă, doar pe el singur. De aia poate fi 145, poate fi 150, ideea este să vă faceți așa o idee despre ce e vorba. Da? Și pentru asta o invităm pe Claudia Lupu, care este doctorul nostru drag din grup. Știți că ea ne-a încântat cu tot felul de prezentări absolut extraordinare care au și viziunea ei de medic. Și o invităm pe ea să ne vorbească despre două dintre cele trei uleiuri, respectiv despre Rose și Beautiful. Am urmărit să vă aducem invitați care să vă vorbească din experiența lor, să vă spună câteva cuvinte despre fiecare ulei în parte, dar să vă și vorbească din experiența lor cu acele uleiuri. Claudia, ne auzi? Da, vă aud. Te auzim și noi te vedem, super. Te rugăm. Bună ziua! Vă spun și eu, mă bucur să fiu aici cu voi și sunt onorată că pot să vorbesc despre Rose și despre Beautiful. Sunt niște uleiuri extraordinare pe care le iubesc foarte, foarte mult și o să vă spun și de ce. Cred că când vă gândiți la trandafir sau când vorbim despre trandafir, dacă ar fi să ne gândim la o imagine din mintea noastră, poate că prima ne vine așa în minte un bărbat de obicei îndrăgostit care duce un trandafir sau un buchet de trandafir unei femei. De ce? Că trandafirul este simbolul iubirii, al dragostei. Și, într-adevăr, uleiul esențial de trandafir este un ulei extrem de special. El se extrage în anumite condiții. Florile de trandafir trebuie culese într-un anumit moment al zilei pentru a avea toate beneficiile
vindecătoare, să spun așa, în acel ulei. La fel și la acest ulei de trandafir, rostaci, care deja vine amestecat cu uleiul fracționat de cocos ca să fie gata de folosit. El este extras din roza damascena, așa cum spunea și Simona, și bineînțeles că este nevoie de un număr mare de trandafir pentru a se obține o cantitate mică de ulei și la acest aspect se regăsește de fapt prețul uleiului de trandafir. Varianta ta, ce o iubesc foarte, foarte mult, o putem folosi direct. Cum folosim acest ulei? Este numit și uleiul dragostei sau iubirii necondiționate. Dacă ne gândim la iubire, știm că cumva iubim cu inima, ca să spun așa, și ce putem face cu acest ulei? Îl putem aplica pe, da, aici, pe proiecția inimii, să zicem, pentru că el ne aduce acolo o echilibrare și ne ajută să simțim iubirea. Este vorba despre iubire, iubire necondiționată. Se spune că uleiul de trandafir are o vibrație cea mai înaltă din rândul uleiurilor, de 320 de MHz. Și ce se întâmplă? Ce am experimentat eu cu acest ulei și de ce îl iubesc atât de tare? Pentru că în momentul în care îl aplicăm aici pe zona pieptului, ne aduce așa o stare de liniște și de pace interioară. Și putem să iubim necondiționat, pentru că uneori în viața noastră de zi cu zi sunt o felul de situații în care e destul de dificil să fim iubire și atunci Rose ne ajută pe acest aspect și efectiv doar aplicându-l pe proiecția inimii. Și ce mai putem să facem? Bineînțeles, îl aplicăm în podul palmei, da? Putem să facem aceste mișcări și inspirăm profund, mai ales în momente în care ne simțim așa mai deconectați, în care nu putem neapărat să exprimăm iubire. Și eu îl mai iubesc foarte tare pentru că îl putem folosi ca și parfum. Îmi place acest bogo, de ce? Pentru că aceste uleiuri le putem folosi ca și parfumurile noastre într-o zi. Eu aș merge cu trandafirul și magnolia dimineața și beautiful pe după amiază, când nu mai suntem expuși la razele solare. Ce mai putem face cu Rose? Bineînțeles că îl putem aplica pe zonele de puls, da? Și pe în spatele urechilor și la nivelul cefei și în zona aceasta occipitală, ca el să-și facă treaba. Și ce am, vă spun și din experiența personală cu acest ulei și a persoanelor care l-au folosit până acum, este că acest ulei, dacă vă gândiți la inimă și la iubire, ajută și persoanele care au anumite afecțiuni, da, în zona afecțiunii ale inimii, cum se zice. Chiar dacă vorbim despre afecțiuni fizice, pe parte fizică, da, le știți, sigur aveți în familie persoane care au anumite diagnostice, da, care țin de zona inimii, da, și ține și de situații care țin de zona emoțională, da, acea numită inimă frântă, inimă rănită. Cu trandafirul se lucrează foarte frumos, pur și simplu, este foarte simplu, deci efectiv îl aplicăm pe zona inimii, îl inspirăm fie din rolon, fie din podul palmei, da? Și ce este foarte important, ca să obținem o chestie pe termen lung, îl putem folosi o zi da, o zi nu, dar ca să obținem ceva care să dăinuiască în timp, este nevoie să-l folosim 21 de zile la rând. Asta e recomandarea mea pentru toate uleiurile, dar mai ales aici când lucrăm pe zona aceasta emoțională, e bine să lucrăm cu ele 21 de zile, adică 21 de zile ne uleiem cu Rose, cel puțin pe proiecția inimii. Ce mai fac eu, un tips and tricks? Îl iubesc foarte tare, eu îl folosesc, să nu mă blamați, așa, eu îl folosesc ca și gloss, da? Adică îl dau pe buze și după aia, bineînțeles, îl mănânc de pe buze, cum s-ar spune. De ce? Pentru că tot așa s-a arătat că dacă utilizăm și intern Rose, avem niște beneficii extraordinare și atunci este așa un mic truc. Îl pun pe buze și cât de cât să dea corpului meu stimulii necesari pentru procesul de susținere al vindecării, să zic așa. Ce mai face el? El este un ulei care este gândit pentru
a vindeca rănile, atât v-am zis fizice și emoționale, și la fel este extraordinar de aplicat pe piele. Deci, bineînțeles, pentru tenul nostru la fel, vi le recomand în jurul ochilor, da? Aici pe zona aceasta a ridurilor de expresie. Și bineînțeles, când avem răni fizice, da? Când avem probleme de la, nu știu, de la arsuri până la chestii mult mai profunde la nivelul tegumentului, atunci puteți să folosiți cu încredere rose touch. De ce? Pentru că el, deja fiind amestecat cu uleiul fracționat de cocos, nu mai este nevoie de o prediluare și atunci îl puteți folosi direct. Cam asta aș spune eu la uleiul de trandafir. Este un ulei extraordinar. E nevoie să-l folosiți ca să simțiți ceea ce spun eu. Poate că și reușiți să simțiți ceea ce transmit. M-am uleiat înainte cu rose, tocmai ca cei care sunt și sensitivi pe zona asta să simtă ceea ce transmite rose. Deci rose, uleiul iubirii necondiționate, atât pe fizic și pe emoțional, vi-l recomand din tot sufletul. Putem să-l integrăm în perioada aceasta ca parfum de zi. 21 de zile ar fi extraordinar de folosit zi de zi. După aceea, dacă este să zic despre următorul amestec, Beautiful, la fel, eu am avut ocazia, nu mai știu la ce promoție a fost, ceva de genul, exact cum zicea Simona, este un ulei în serie limitată, da? Deci nu-l putem achiziționa oricând, doar când sunt asemenea promoții, și atunci știu că mi-am luat două bucăți ca să fiu sigură că mi-ajung mai mult timp. Acum mă bucur că ăsta e aproape pe terminate și atunci pot să-mi reînnoiesc stocul de Beautiful. La ce m-a ajutat pe mine Beautiful, și așa cum îi zice numele, ne ajută să ne simțim frumoase, frumoși. El lucrează, este un amestec de mai multe uleiuri, da? Are bergamotă în el, lime, are osmantus și tămâie. Să nu uităm că tămâia este regele uleiurilor. Și dacă n-am menționat la rose, rose este considerat ca și ulei regina uleiurilor și nu întâmplător. Și revenind la Beautiful, acest amestec de patru uleiuri, la ce ne ajută? Citricele din el ne ajută să avem o stare așa bună, să fim tot timpul cu energie, iar bineînțeles că tămâia, regele uleiurilor, lucrează foarte mult. Eu îl folosesc mult pe partea aceasta de pace interioară și să nu uităm beneficiile lui pe fizic, de antiinflamator și toate celelalte. Sunt foarte multe beneficii la tămâie. Nici nu trebuie să ne gândim de fapt la aceste uleiuri, cam ce, cum fac, doar să le simțim, să le folosim. Și ce mai pot să zic la Beautiful? El, așa cum zice numele, lucrează pe partea asta de să ne simțim frumoși pe interior și pe exterior. El lucrează, într-adevăr, mai este numit uleiul respectului de sine, da? Ne ajută să ne respectăm pe noi, să ne valorizăm pe noi ca și oameni și ca ceea ce facem, să ne simțim importanți în această viață, pentru că fiecare om are misiunea lui aici și are ceva de făcut, și atunci acest ulei ne ajută să ne respectăm pe noi și să dăm celorlalți ceea ce avem de dat. Și el este considerat, la fel ca și rose, deci este tot, lucrează și el pe partea aceasta de vindecare emoțională, să-i spun așa. La fel, vi-l recomand ca și propunele, rose l-aș propune ca și parfum de zi, mai ales și pentru domn și pentru doamne, iar Beautiful undeva în partea a doua zilei sau spre seară. De ce? Că el conține citrice și știm că citricele pot da un fotosensibilizare aceea, și atunci este voie să nu ne expunem cam 12 ore la soare, și atunci îl recomand pe zona aceea. Iar de magnolie, nu vă zic doar un cuvințel, pentru că o să vorbească Simona despre el. Îl iubesc, este un ulei așa de frumos și delicat, miroase așa blând și bun, și este uleiul compasiunii. Eu îl consider compasiunii materne, și Simona Buburuz o să vă vorbească despre el, și ea fiind mămică așa de o minunăție, sigur o să vă aducă în atenție niște lucruri absolut minunate despre magnolie. Iar acest Bogo, nu-l ratați, este un Bogo extraordinar, prețul nici nu pot să zic, pentru 82 de euro primim produse în valoare de 145 de euro, este un extraordinar cadou și pentru noi, și pentru bărbați, și pentru părinții noștri. Și mi-a mai venit un gând, iartă-mă Simona, se pare că trebuie să-l spun, la trandafir
Se pare că e nevoie să zic asta, da? Sunt persoane care în momentul în care miros, unora li se pare extraordinar, minunat, miroase chiar și ca și trandafirii, da? Dar sunt persoane care au o reacție nu atât, adică le amintesc de bunica, de alte lucruri. Să nu uităm că uleiurile, în primul rând, ajung la nivelul sistemului limbic, unde, ce face, ne trezesc niște amintiri. Am avut situații cu persoanele cu care lucrez, în care, de exemplu, într-o situație i-a amintit de praf, de bunica, a zis clar și a știut care de lucrat. E un terapeut, a lucrat cu Rose și are niște rezultate extraordinare. Și o altă chestie mică, că ziceam că este uleiul iubirii și al iubirii necondiționate. S-a mai întâmplat tot așa, cred că asta e clasică cumva în partea asta de aromaterapie, în care persoana a mirosit Rose. I-a mirosit nu plăcut, da? A urât de tot. Ce s-a întâmplat? Acolo, bineînțeles că cine lucra cu persoana respectivă a întrebat, dar iubirea a murit la tine, pentru că mirosea extrem de urât, ca și cum ar fi aleșuri, așa, și a întrebat, și tu cu iubirea cum stai? Și atunci persoana respectivă a avut un declic și a reacționat în consecință. Deci, chiar dacă uneori uleiurile nu au mirosul pe care îl așteptăm să-l aibă, atunci în momentul acela înseamnă că e necesar să lucrăm cu ele. 21 de zile, nu uitați asta. Și cam atât. Și vă iubesc maxim și... Îți mulțumim, Claudia. Super informații. Este absolut uimitor pentru mine, cum și după 4 ani jumate. Nu o să mă opresc din învățat toată viața și despre uleiuri chiar o să putem învăța toată viața, dar și după 4 ani jumate aflu metode noi de utilizare a uleiurilor. Nu mi-ar fi dat, cred că niciodată, prin minte să-mi pun Rose Touch pe buze. Minunată sugestie. Recunosc, folosesc Rose Touch zilnic. Sunt dintre persoanele care iubesc trandafirii, însă nu neapărat pe post de parfum, să miros eu a trandafir. Îmi place să-l miros, însă, având în vedere proprietățile lui, folosesc alte uleiuri și blenduri pe post de parfum, însă Rose în fiecare zi mi-l aplic pe coloană. Exact atât cât ajung sus și jos, asta pentru că l-am auzit pe Dr. Hill și n-am uitat când a vorbit despre proprietățile extraordinar de puternice antimicrobiene ale uleiului de trandafir, descoperite într-un studiu clinic în care a lucrat chiar cu blendul On Guard și cu Rose într-un studiu clinic medical. Și Rose a fost chiar mai puternic pe această parte. Dar da, știm care sunt beneficiile lui emoționale, mi-l mai aplic și pe piept, în zona cardiacă, pentru că știm cum acționează el și știm că face parte dintr-o grămadă de blenduri pentru beneficiile lui pentru piele. Da, acesta este Rose, iar Beautiful pentru mine este, așa cum zicea și Claudia, un blend pe care mi l-am luat tot așa, am avut grijă. După ce mi-am luat prima ofertă și am văzut cum miroase, mi-am mai luat încă vreo 4 sau 5 și de atunci tot țin și trag de el și mă tot întreb când o să avem din nou acces la el. Toată lumea e nebunită după acest blend Beautiful, este o combinație absolut extraordinară, foarte fresh cumva, văratică, e o combinație de tămâie cu citrice, cu absolut extraordinară și mie îmi place, apropo de ce zicea Claudia, că trebuie să fim atenți la expunerea la soare, fiind citricele fiind fotosensibilizante, eu o dau chiar sub braț, da? Deci pentru mine, sub braț, întotdeauna, direct acolo la baie, după ce mi-am terminat dușul, aplic Salubel. Știm de ce, o să vorbim cu altă ocazie despre asta, da? Pentru toate uleiurile, proprietățile lor benefice aici în zona aceasta a axilei și zona sânilor. Și apoi vin cu Beautiful, pentru că el are și ulei purtător în el și încapsulează cumva acolo totul și ăsta este parfumul meu, ăsta este deodorantul meu, da? Bun. Eu, Simona, eu am să vorbesc, altă Simona vorbește despre magnolie și într-adevăr a intuit foarte bine Claudia și a vorbit despre proprietățile care fac o conexiune cu maternitatea, cu sentimentul matern și chiar al matriarhatului al acestui ulei de magnolie, dar vreau să încep prin a vă spune că uleiurile florale întotdeauna sunt cele care vor veni să trezească, să amplifice feminitatea în noi. Atenție, bărbații, nu e cazul să se ferească de uleiurile florale, pentru că fiecare avem în noi ambele aspecte, da? Și atunci în ei nu o să trezească feminitatea aceea excesivă, dimpotrivă, conexiunea cu feminitatea va ajuta să se poată conecta
conecta mult mai ușor la femeile din viața lor. Un anumit rafinament. Și un anumit rafinament, exact. Care nu este neapărat specific energiei masculine, dar care poate fi dezvoltat chiar și în cazul unui bărbat. De altfel știm că și emisferele cerebrale, da, au un specific. Emisfera cerebrală stângă este specific masculină, cea dreaptă este specific feminină și ține de intuiție, de rafinament, da? Și atunci, categoric, recomand bărbaților să apeleze la uleiurile florale. Magnolia este un astfel de ulei care nu este, e floral, însă e un, are un, un iz ușor amărui, pe care eu l-am descoperit pe vremuri de mult. Îmi plac foarte mult arborii de magnolie și florile acelea minunate, așa suculente, grase, albe sau chiar roz sticlam. Și eram chiar aici, în Cluj-Napoca, în grădina botanică, și era un arbore, erau de fapt doi unul lângă altul, absolut super, plin de flori. Și căzuse o floare pe jos. Era atât de frumoasă și atât de apetisantă încât am zis, eu trebuie să o gust. Am zis, sunt în grădina botanică, sigur e bio, sigur e ce trebuie. Și am gustat-o. Nu vă recomand, e foarte amară. Însă așa am făcut cunoștință cu, pentru că ea ca miros, așa, nu are un miros foarte pregnant. Nu te duci lângă arborele de magnolie și simți acel miros. Însă în gust am simțit, da? Venim cu uleiul de magnolie pentru orice fel de probleme de piele. De aia acest ulei la mine, în varianta aceasta, iubesc variantele acestea touch, pentru că se pot aplica, exact cum zicea și Claudia, direct pe piele, nu mai trebuie să facem nimic, sunt gata cu ulei purtător în ele, varianta optimă, și le aplicăm direct. Așadar, la mine uleiul de magnolie împreună cu renumitul Salubel stă în baie, da? Și îl folosesc în fiecare zi. Și nu-l folosesc doar pe față pentru ten, ci îl folosesc și aplicat topic pe piele. El și face parte, de altfel, din tot felul de blenduri pe care eu le iubesc și pe care le folosesc pe post de parfum pentru efectele lor emoționale, dar și pentru aroma lor. Deci, revin, magnolia pentru orice fel de probleme de piele, însă nu se limitează doar la asta. Este un ulei extraordinar de folosit în atunci când ne confruntăm cu sentimente stresante sau anxioase. Da? Deci când avem astfel de stări, hai să fim serioși, cumva sunt la ordinea zilei. Dacă trăim vremurile, cu toții vremurile actuale, vă recomand să apelați cu încredere la uleiul de magnolie zilnic. Și în plus, pentru femei este un extraordinar ajutor și adjuvant în problemele menstruale, da? În crampele menstruale, în orice fel de stări de balonare legate cu aceste aspecte sau dureri sau orice fel de probleme ce țin de partea aceasta. Uleiul de magnolie aplicat pe zona abdomenului inferior face minuni. El, de altfel, pentru efectele emoționale se aplică, așa cum bine știm, la închieturile mâinilor, în spate pe ceafă, pe plexul cardiac, în zona abdomenului inferior, dar și între călcâi și maleolă, pe interiorul gleznei, pentru că știm că acolo este zona de proiecție a aparatului genital. Și vreau să vă spun și câteva cuvinte despre acest ulei, chiar din cartea Emoții Esențiale, cea care reprezintă efectele emoționale ale fiecărui ulei în parte, și vorbește foarte frumos despre uleiul de magnolie și spune că ajută oamenii să se conecteze cu energia matriarhatului divin, cu această stare de compasiune despre care vorbea și Claudia, și creează un spațiu ocrotitor în interiorul inimii, astfel încât să putem învăța lecții importante despre noi și despre interconectivitatea umană. Este un ulei care oferă o ocrotire blândă, pură și maternă. Cred că cu toții ne dorim să simțim această ocrotire. Sprijină vindecarea profundă la nivelul sufletului. Este un ulei care se combină extraordinar cu uleiul de trandafir, deloc întâmplător, vedeți, v-am zis că niciodată nu îi oferă întâmplător, da? Deci chiar le putem combina, se combină foarte frumos ca aromă și ne ajută în cazul emoțiilor negative, gen deconectare, amorțire, singurătate, izolare, în care ne simțim retrași, în care urmărim să căutăm mereu scuze, suntem nepăsători și aspri. Așadar, vă recomand din toată ființa acest BOGO, această ofertă, Rose, da? Cumpărați Rose și primiți cadou magnolie și beautiful, da, pentru toate efectele pe care ni le oferă. Sunt genul de uleiuri, de blenduri pe care chiar recomand să le avem cu noi în poșetă și să le folosim în diverse momente ale zilei și vedeți în câte moduri le putem folosi. Bun.
Trecem la următoarea ofertă, la Bogo 3, la cum se numerotate acum, să le luăm acum așa într-o ordine, și aceasta este patchouli cu citrus twist. Abia aștept să aflu despre această ofertă și pentru asta avem invitată pe Elena Branea, care este proaspătă mămică de copil tocmai diversificat, din câte am aflat. Da? Deci proaspătă totuși de vreo 6 luni, aproape 7. Copilul a trecut la diversificare, nu el e diversificat. Bun, Elena, te auzim? De văzut. Auziți? Te auzi eu, te și auzim, perfect. Salutare tuturor, mă bucur să fiu alături de voi. În general mă bucur să fiu alături de voi, dar acum mă bucur mai tare să fiu alături de voi cu ocazia Bogo. Atât de fain acest Bogo, minunat. Toate sunt faine, de asta parcă îți vine așa pe suflet cu toate ofertele. Știu că am zis că o să vorbesc despre patchouli și citrus twist, dar nu pot să nu vorbesc un pic și despre Rose, Magnolia și Beautiful. Pentru că eu folosesc Rose aplicat sub ochi pentru cearcăne, pentru că da, fiind proaspătă mămică, apar cearcănele. Magnolia o folosesc aplicată pe obraj, iar Beautiful îl folosesc din ce în ce mai încrezătoare acum, pentru că am văzut că este la ofertă și pot să-l iau din nou, îl folosesc ca și parfum. Deci, da, oferta merită, toate ofertele sunt extraordinare și faptul că avem și promoții, adică uleiuri cu ediție limitată, it's magic. Adică, let's bogo. Ok. O să vă povestesc despre patchouli, pentru că pe mine patchouli m-a impactat destul de puternic zilele astea, deși îl iubeam foarte mult și înainte, îl foloseam pe post de deodorant, aplicam câte o picătură în demachiant pentru petele de pe față și îl folosesc și în crema hidratantă pe care o aplic pe piele, tot pentru a reduce ridurile, imperfecțiunile. Și atunci vine cu foarte multe beneficii asupra tenului, asupra corpului fizic, dar vine cu beneficii și asupra corpului emoțional. O să le iau așa pe rând. Ca și prim miros, are un miros de mosc, de pământesc, te aduce cu picioarele pe pământ, se folosește foarte des și se folosea în industria parfumurilor. Se folosește și pentru beneficiile asupra pielii, așa cum vă spuneam, pentru curățarea tenului. Și îți poate oferi o stare de calm, de liniște. Ajută mult în stările neplăcute, stările de tristețe. Inhalat din palme, aplicat pe tâmple, pe ceafă. Relaxează, aplicat pe tălpi. Este un ulei foarte versatil. Pentru orice tip de imperfecțiune al pielii, pentru orice probleme de tristețe, susține corpul în cazul în care intervin anumite inflamații. Cum vă spuneam, ca și deodorant natural, ajută foarte mult. Îmbunătățește starea de spirit. La cel mai folosesc eu și pentru mine e uleiul care stă în baie, așa cum povesteam despre uleiurile care stau în baie. Având un păr foarte lung, se încălcește câteodată și ca să ajut la descălcirea lui, pun o picătură de patchouli în șampon. Și părul meu se descălcește ușor și arată mult mai bine. Îi dă un aspect puternic, tânăr și strălucitor. Îl iubesc foarte tare și pentru asta. Funcționează și ca repelent pentru insecte, dar nu este principala lui utilizare. Ajută foarte mult în problemele hormonale, în echilibrare hormonală, fiind și un foarte puternic afrodisiac. Dacă îl combinăm, de exemplu, putem să-l combinăm cu multe uleiuri, putem să-l folosim ca și parfum în combinație cu Ilang Ilang, Sandal, Serenity, Chiparos, Mușcată, Levănțică, Trandafir, Salvie, așa că vă invit să experimentați ce vi se potrivește și să-l folosiți ca și parfum. Cu atât mai mult, eu folosesc parfumuri, nu mai folosesc parfumuri din comerț de ceva vreme, dar combin uleiurile de care simt că am nevoie și care simt că mă ajută. După cum spuneam, ajută pentru probleme de ten, pentru echilibrare hormonală, stări de oboseală, supărări, tristeți. Este și un puternic detoxifiant luat împreună cu grapefruit. Iar ca și probleme emoționale pe care le rezolvă, auzindu-și pe Simona despre cartea
Essential Oils and Emotions, pe mine m-a ajutat foarte mult de curând. Eram total deconectată de la mine, aveam o problemă împotriva, după cum vă spunea și Simone, am născut de curând, nu chiar de curând, de aproape 7 luni, și mi-am dorit foarte tare să nasc natural. Acest lucru nu s-a întâmplat și eu am rămas cu o tristețe, o traumă, o supărare foarte puternică, atât din cauza acestei cezariene, cicatrici, fizice, dar și emoționale. Mi-a fost foarte greu să depășesc această barieră. Am încercat să găsesc variante. După o perioadă, doctorul mi-a spus că ar trebui să nu mai doară cicatrici, în schimb, pe mine mă durea din ce în ce mai tare. Iar în momentul ăla am început să studiez, să citesc ce m-ar putea ajuta și am ajuns la patchouli. După ce am aplicat patchouli, efectiv, pe zonă, pe cicatrice, aproape o săptămână, durerile mele, atât fizice cât și emoționale, s-au diluat. Adică nu mai există acea supărare că am fost nevoită să nasc prin cezariană. Lucru pe care nu mi-l doream sub nicio formă, dar asta e partea a doua, nu merge ce, ce gândești, cu ce se întâmplă, ce pregătești, și atunci am învățat să let go la a controla totul în jurul meu. Iar ca să vă spun cum m-a ajutat pe mine patchouli, în cartea Essential Oils and Emotions, zice în felul următor, insuflă încredere în propriul trup, cât și grație, o postură frumoasă și forță fizică. Le reamintește celor care îl folosesc de copilărie, de vremurile în care își foloseau corpul ca să se joace și să se distreze. La nivelul cel mai profund, patchouli îi sprijină pe aceștia să se simtă împăcați cu existența în propriul corp fizic. Iar emoțiile negative pe care acest patchouli le diluează este rușine față de propriul corp, judecata asupra propriului corp, deconectare, neancorat, tensiune fizică. Cum te ajută? Încrezător, conectat cu propriul corp, acceptare, echilibrat, stabil, expresiv din punct de vedere fizic. Din ce am studiat un pic, mi s-a părut o chestie foarte interesantă la patchouli, pe lângă proprietățile de împământare, eliberare, echilibrare hormonală, este și un foarte puternic afrodisiac, are foarte multe proprietăți și dacă o să reușesc, o să fac o postare despre patchouli în totalitate, pentru că este un ulei foarte versatil, este asociat cu spiritualitatea și de asemenea este asociat și cu prosperitatea. Adică am citit undeva și am studiat un pic această situație în care dacă picuri o picătură de ulei esențial de patchouli pe portofel, o să atragi prosperitatea. Am întrebat în stânga, în dreapta și sunt care au aplicat această metodă și funcționează, așa că vă invit să aveți în vedere și acest aspect al uleiului esențial de patchouli, pe lângă toate celelalte pe care o să invit să le mai studiați, pentru că sunt foarte multe, eu am încercat să rezum câteva dintre ele, pe mine m-a impactat foarte puternic și îl folosesc zilnic, atât pe ten, cât și aplicat pe zona ridurilor fine, a cicatricilor, a problemelor de genul acesta. Cu ce vine așa la pachet patchouli? Vine cu Citrus Twist. Despre Citrus Twist pot să vă spun că în momentul în care am auzit despre el, am citit despre el, deja începusem să studiez, să văd unde îl pot găsi, cine mi-l poate comanda, să mi-l aduc în România, pe ce piețe se găsește. Iar în momentul în care am văzut că este la Bogo, împreună cu patchouli, a fost cea mai încântată. Wow! Exact ce mi-am dorit este și la Bogo. Și atunci eram curioasă să văd care e situația cu Citrus Twist, având în vedere că Citrus Bloom, Citrus Bliss sunt magice. Cei care le cunoașteți puteți să vă dați seama. Cred că acest Citrus Twist vine cu o întorsătură interesantă, pentru că are o aromă de citrice și spicy, conține wild orange, lemongrass, lychee, ginger, citrice și spicy, după cum spuneam. Cu ce ne ajută Citrus Twist? Are o aromă de învigorare, de bună dispoziție, ne ajută la schimbările sezoniere să trecem mai ușor prin trecerea de la un sezon la altul. Este de foarte mare ajutor având și wild orange, și lemongrass și ginger pentru problemele digestive, supărări
la nivelul stomacului și te ajută să te simți reînnoit datorită uleiurilor pe care le are în compoziție. Îți aduce claritate, optimism și, așa ca și paciulii, te aduce în momentul în care te folosești de corpul tău ca să te bucuri de viață. Îți aduce o stare de veselie, bucurie. Nu pot decât să mă bucur pentru acest bogo și să vă invit să testați, să experimentați. Este un moment foarte bun să vedeți cu ce uleiuri rezonați, ce uleiuri vi se potrivesc, pe care le luați la prețuri extraordinare. Get one, buy one, get one free. Let's bogo! Super, Elena, îți mulțumim mult pentru informațiile primite și, repet, din nou aflăm lucruri noi, nu știam că o picătură de paciuli îți descălcește părul. Cu siguranță pentru cei care au un păr atât de lung și bogat cum ai tu, este o informație extrem de utilă. Pe lângă acel balsam de păr extraordinar de la doTERRA, mai venim și cu paciuli și cu alte uleiuri și extraordinar. Da, apropo de paciuli, mie nu-mi descălcește părul, că este destul de bine despărțit, așa el. Însă eu utilizez paciulii, să zicem așa, masiv, pentru că îmi place foarte mult și parfumul pe care eu îl utilizez este un amestec pe bază de paciulii și ilang-ilang, acestea sunt dominante, da, dar la care mai adaug cardamom, care și el este în această promoție Bogo, da? Și mai adaug și tămâie și santal și diverse alte uleiuri în funcție de feeling-ul pe care l-am în momentul respectiv și l-amestec în proporție de 1 la 3 cu ulei de cocos fracționat de la doTERRA și îl pun într-un rolon. Și îmi aplic acel ulei pe gât, pe piept și pe zonele de puls. Și miroase absolut divin. Și deja toți cei din anturajul meu, când simt miros de paciuli, spun ăsta e miros de Danoros. Da, este un ulei absolut extraordinar și deloc întâmplător, zicea Elena acolo, să spui o picătură în portofel, are un miros foarte profund, așa, abisal, puternic, este unul din uleiurile care conferă notă de bază, apropo de parfum. Exact asta vreau să zic și este extrem de persistent. Deci am tricouri care și după ce au fost spălate în mașină, au mai păstrat aroma de paciuli pe care a luat-o de pe pielea mea. Exact. Da? Și din acest punct de vedere e extraordinar, pentru că nu toate aromele se mențin atât de mult, dar paciuli este una dintre cele mai persistente arome dintre cele pe care le cunosc eu. Și motivul pentru care se petrece asta, printre altele știți și cu siguranță regăsiți pe grup, dacă veți avea curiozitatea să căutați, există o corelație între absolut orice există în universul acesta și chiar există astfel de articole în grup, postate chiar de Dan, în care vorbește despre corelațiile dintre centri energetici, chakre și uleiurile esențiale și modul în care fiecare chakră are corelate câteva arome, da? Uleiuri esențiale pe care le putem corela în acest sens. Paciulii poate fi corelat și cu chakra bazală, care chiar are legătură cu simțul mirosului, printre altele, dar și cu simțul, instinctul de supraviețuire, dar și cu abundența, inclusiv abundența materială. Așa că deloc întâmplător... Care e corelată cu a doua chakra, corelată cu energia sexual creatoare, da, și de acolo e efectul afrodisiac. Putem vorbi multe pe grup, merită să, după acest live, să intrați pe grup și să căutați articolele, multele articole despre fiecare dintre aceste uleiuri, mai puțin despre Citrus Twist, care, repet, acum apare pentru prima dată, dar legat de celelalte găsiți foarte, foarte multe articole. Bun, ce pot să vă spun este că până acum sigur îmi iau cele două oferte despre care s-a vorbit, pentru că sunt uleiuri preferate și trecem la următoarea ofertă care zice, și atenție, la Bogo acesta, Bogo 3, da?
cumperi paciuli, 29,75 euro și primești și citrus twist, da? Adică în valoare de aproximativ 54,75. Bun, mergem mai departe la următoarea ofertă. Și vă garantez că nu vom lua doar o ofertă, pentru că gândiți-vă că ne facem un mic stoc pentru parfumul pe care îl utilizez. Ar fi chiar păcat. Oricum o să-l utilizez. De ce să nu-l iau acum, când este cel mai favorabil? Bun. Pentru următoarea ofertă, Purify cu citronela, îl avem ca invitat pe dragul nostru Bogdan Buburuz, cel pe care chiar l-ați văzut în summer tour-ul de joi, în panelul cu bărbații. Bogdan, oare te vedem și te auzim? Eu sper că mă vedeți și mă auziți. Vă salut. Te vedem și te auzim, așa este. Ia spune-ne de ce vrei tu să ne vorbești despre Purify și citronela. Sigur ai tu motivele tale pentru care ți-ai ales. Păi le-am ales de cum am văzut că sunt în ofertă, îmi plac foarte, foarte mult. E o combinație, e un bogo pe care știu sigur că nu o să-l ratez, pentru că sunt uleiuri pe care le-am folosit și le folosesc în special în această perioadă. De altfel, am aici ambele sticluțe și Purify e gata, e goală sticluța, nu mai e nici măcar o jumătate de picătură ea, pentru că am folosit-o foarte, foarte des. Și despre Purify o să vă vorbesc prima dată, e blendul Purify. În primul și în primul rând, vreau să vă spun că atunci când vorbim despre un blend, un amestec de la doTERRA, o combinație gata preparată din mai multe uleiuri esențiale, e important și e bine să ne uităm la două aspecte. Numele, da? Purify. Ce ne transmite? Că purifică. Ce purifică? Purifică aerul, purifică suprafețele, pielea, purifică mirosurile neplăcute. Și aici vreau să punctez importanța reducerii expunerii la toxine. Reducerea expunerii la toxine este esențială pentru sănătatea noastră. E un pilon al stilului de viață sănătos pe care doTERRA îl promovează. Și acest blend Purify ne poate ajuta enorm în reducerea expunerii la toxine, pentru că putem înlocui tot felul de soluții de curățare și de împrospătare a suprafețelor. Putem înlocui acele pufuri groaznice pentru sănătate, care conțin o mulțime de substanțe toxice. Purify acesta chiar e o soluție foarte eficientă pentru a înlătura mirosurile neplăcute din locuință, inclusiv cele de fum de țigară. Al doilea lucru la care ne uităm când vorbim despre un blend de la doTERRA sunt uleiurile esențiale din compoziție. Da? Ce uleiuri intră în acest amestec? Și în Purify găsim lămâie, găsim brad siberian, citronela, lămâie verde, melaleuca, arborele de ceai și coriandru. Toate aceste uleiuri de citrice, uleiuri lemnoase, ierburi, toate au efect de curățare, de purificare, de sprijin al sistemului respirator printre altele. Și de asta Purify poate fi folosit foarte eficient și în difuzor, și aromatic, și topic. Topic pe piele poate fi folosit pentru curățare și pentru calmarea iritațiilor pielii. De exemplu, în cazul mușcăturilor de insecte este foarte, foarte eficient pentru a reduce acele inflamații și acele iritații. Acest amestec pentru împrospătare, cum e denumit Purify, poate fi folosit și pentru dezodorizarea încălțăminte, de exemplu, sau a frigiderului, a autoturismului, a embarcațiunilor, că tot suntem în sezonul de vară și unii au această pasiune. A diferitelor încăperi din locuința, băilor, de exemplu, foarte, foarte eficient, a echipamentelor sportive, încălțăminte de cățărat, coșurilor de gunoi și multe, multe altele. Deci tot ce vrem să ne împrospătăm este o soluție minunată și noi chiar l-am folosit personal în toate aceste scopuri în locuință. De asta vă zic că nici măcar o jumătate de picătură nu mai e în sticluță și abia aștept să ne refacem stocul de Purify. Însă acest blend Purify are și efecte foarte benefice în plan emoțional, da? Pentru că ne ajută să ieșim din starea de captiv. Dacă suntem captivi ai emoțiilor negative, ne eliberează de acele emoții negative, de sentimente toxice, de sentimentele de ură, de furie, și inclusiv de nevoia de control. Deci e un blend care, din punctul meu de vedere, și sunt sigur că acum, după ce am discutat un pic mai mult despre el, sunteți și voi de acord, e un blend care nu ar trebui să lipsească din nicio locuință în care trăiesc oameni conștienți că sănătatea lor fizică și emoțională e în mâinile lor și sunt responsabili de ea.
Și acest blend extraordinar, Purify, vine împreună cu uleiul de citroane la un ulei, care e mai recent la doTERRA, nu l-a avut în colecție și asta, așa, dacă îmi permiteți un fun fact, da, ceva, știați că doTERRA nu a avut uleiul de citronela tocmai pentru că doTERRA are această promisiune pentru puritate și a căutat foarte, foarte mult și în detaliu să găsească acele recolte și acei colaboratori cu care se lucreze, fermieri, distilatori, care să ofere acest ulei esențial în variantă cea mai bună. Și uleiul de citronelă are o aromă fresh, optimistă, ne ajută să fim mai bine dispuși. Și chiar dacă e asemănătoare aroma cu cea uleiului esențial de lemongrass, de lămâiță, compoziția sa chimică diferă mult și e un ulei esențial cunoscut pentru proprietățile sale de repel, adică înlătură insectele, în special țânțarii, care ne buzie în această perioadă. Și în acest scop poate fi folosit topic pe piele, pe zonele expuse. Aici vă recomand să diluați uleiul de citronelă, nu pentru că ar fi prea puternic sau ar cauza iritații, dar e bine să localizăm efectul. Sau altă variantă pe care am auzit-o foarte des și am încercat-o inclusiv noi, este să facem o sticlă cu pulverizator, să punem apă, citronela și să pulverizăm zonele expuse. Sigur, acest efect nu e singurul al uleiului de citronela. De fapt, uleiurile esențiale au toate mai multe beneficii, nu unul singular. În cazul citronela ne poate ajuta, de exemplu, când avem disconfort la nivelul pielii, diferite iritații. Aplicat pe piele, citronela curăță și purifică țesutul. Și o combinație foarte interesantă pe care am auzit-o chiar de la Dr. Hill, fondator și specialistul numărul 1 de la doTERRA, este citronela cu cilantro și tea tree, melaleuca. Această combinație aplicată pe degetele de la picioare și pe patul unghiei e foarte eficient atunci când avem probleme locale în aceste zone. De altfel, citronela poate fi folosit și în loțiunea de față sau în șampon pentru o piele și un păr cu aspect sănătos. Difuzat, citronela, pentru că poate fi folosit și în difuzor sau inhalat din palme, acea aromă foarte puternică a sa stimulează apetitul, la un lucru extrem de interesant, pentru că interacționează cu exact acea zonă a creierului care controlează apetitul. Și în plus are și citronela efecte foarte benefice în plan emoțional, pentru că înlătură sentimentele de iritare, prejudecățile și ne ajută să fim mai iertători, să ne eliberăm de acele sentimente negative care s-au tot adunat de-a lungul anilor. În concluzie, acest Bogo Purify și citronela e, din punctul meu de vedere, de neratat. Și mai ales în această ofertă, un blend și un ulei esențial foarte, foarte benefice și vin și la un preț accesibil, zic eu, pentru oricine. Mie îmi plac la nebunie și clar nu voi rata și sunt sigur că nici voi, Simona, Dan, nu veți rata Bogo ăsta, ați și spus că le veți lua pe toate. Și știu că sunteți și voi utilizatori ai acestor uleiuri. Așa că de-abia aștept să vină ziua de luni și să le putem lua în oferta Bogo. Clar! Apropo de ce ziceai, nu știu dacă se vede, dar acum am realizat că mai am cam o zecime din ulei în sticluță. Acolo jos, pe fundul sticluței, mai este ceva. Deci oricum l-aș fi luat, pentru că, atenție femeilor, știu, pentru că mă tot sunați legat de asta, nu doar femeilor, pentru că nu doar ele se confruntă cu astfel de probleme la nivelul aparatului urinar, tot felul de infecții și să nu vă lipsească blendul Purify din casă. De la primul semn, aplicați pur și simplu topic în palmă, 2-3 picături de Purify și împreună cu ulei purtător și masați zona abdomenului inferior și face minuni. Tocmai datorită amestecului de uleiuri din acest blend. Așa cum zicea și Bogdan, fiți atenți întotdeauna când avem de-a face cu un blend, uitați-vă la denumirea blendului și întotdeauna extrapolați inclusiv pe partea emoțională. Purify este un blend care purifică și în mod normal ne-am gândit exact așa cum zicea și Bogdan, că purifică aerul din încăperea în care suntem, că purifică casa, că putem purifica toate suprafețele, să ne facem un spray purificator, însă gândiți-vă, purifică și din punct de vedere emoțional, ne scapă de toate acele sentimente toxice care ne îmbâxesc și ne fac să fim acolo încrâncenați.
Așadar, blendul Purify, iar de citronela nici nu mai vorbesc, ne-a spus atâtea lucruri Bogdan despre amândouă uleiurile. Citronela la mine nu lipsește din rucsacul de mers afară în natură. Deci e acolo, stă urosită. Citronela și terasil. Exact, da? Practic, le folosim împreună, exact. Dar nu doar pentru asta. Bun, super, încă un boco de neratat. Trecem la următorul, mulțumim Bogdan și invităm pe Simona, soția lui Bogdan, să ne vorbească despre următorul bogo, ginger cu cardamom. Salutare tuturor! Bună, Simona, te vedem și te auzim! Îmi revine plăcerea și bucuria de a vorbi despre un bogo aromat, deosebit, două uleiuri extraordinare de avut în fiecare casă, ghimbir și cardamom. Trebuie să recunosc că îmi plac mult în general uleiurile acestea versatile, care se pot folosi în toate cele trei moduri, și aromatic, și topic, și intern, pentru că sunt așa de avantajoase și le putem folosi în atât de multe scopuri. Poate știați că ele provin de la plante înrudite și sunt ambele aromate, parfumate, picante, ușor exotice pentru noi. Eu am descoperit de câțiva ani, nu foarte mulți, aceste plante și am folosit cu drag atât ghimbirul cât și cardamomul în bucătăria mea, dar prefer de departe sticluța cu ulei esențial, condimentului în sine, pentru că este mai ușor de utilizat, rezistă mai mult timp, este mereu proaspăt și nu am mult de lucru, nu trebuie să degojesc și să mărâmțesc nimic, doar adaug o picătură și e gata preparatul aromat. Plus că uleiurile vin cu atât de multe proprietăți minunate și benefice pentru corpul nostru, despre care vreau să vă vorbesc în continuare. Și ca să le luăm pe rând, uleiul esențiar de ghimbir vă duce și pe voi cu gândul la turtă dulce? Probabil că da, am preparat cu el turtă dulce de Crăciun. Poate fi folosit, cum spuneam, aromatic, în difuzor, combinat cu citrice, de exemplu, este excelent. Îmbunătățește starea de spirit și cultivă sentimente de curaj. Este cunoscut ca un ulei care împuternicește, pentru că promovează încrederea în sine și curajul. Poate fi folosit și topic, diluat cu ulei fracționat de cocos și masat pe abdomen, pentru disconfort digestiv sau pe articulații, sau putem pune 3 picături din acest ulei într-o lingură de sare Epsom în cadea de baie, ca să scăpăm de substanțele toxice acumulate în organism. Intern îl putem lua sublingual, dacă suntem curajoși, sau în capsulă. El îmbunătățește în acest mod sănătatea inimii și ritmul circulației sângelui și, cum vă spuneam, în bucătărie îl putem folosi în preparate simple, cum sunt înghețată naturală de banane, într-un smoothie, în suc de mere sau chiar în vin, am auzit, pentru că transformă un preparat simplu în ceva absolut deosebit, doar cu o picătură de ghimbir. Să amintim și mâncărurile de tip indian, de tip curry indian, în care ambele, și ghimbirul și cardamom, merg foarte, foarte bine. Căutați pe grup, am postat rețete. Uleiul de ghimbir are un efect benefic asupra sistemului circulator, este recomandat pentru varice, pentru colesterol mărit. Asupra sistemului digestiv, știți probabil că îl regăsim în blendul, în faimosul blend Zengest. Este excelent pentru tot felul de probleme digestive, de la greață în timpul călătoriilor, pentru rău de mișcare, pentru constipație, mahmureală, indigestie, balonare, crampe, orice ține de sistemul digestiv. Pentru mușchi și articulații, în caz de dureri, de reumatism, de luxații, de mușchi încordați, este foarte benefic, dar și pentru sistemul nervos, pentru că este un ulei cald, eficient în stări de apatie, revigorează. În stări de letargie și de epuizare nervoasă îl recomandăm foarte mult. Și de asemenea ajută la puterea de concentrare și la sporirea capacității de memorare. Este minunat și pentru sistemul respirator și are efecte foarte puternice asupra stării de spirit, pentru că este un ulei puternic, echilibrant, stimulează forța spirituală și voința. Și știm că toate aceste uleiuri vin și cu proprietăți emoționale foarte valoroase. Din punct de vedere emoțional, ghimbirul este extraordinar pentru că ne împuternicește să preluăm controlul asupra circumstanțelor din viața noastră. Ne oferă o mentalitate de luptător, ne ajută să ne vedem ca și creatorii propriei noastre vieți, să nu mai așteptăm ceva din exterior să se schimbe, să ne alegem singur destinul, să ne asumăm responsabilitatea,
Și vă recomand să folosiți atunci când apar, când observați că apar la voi emoții negative de tipul mentalității de victimă sau când vă simțiți lipsiți de putere, nu doriți să vă asumați responsabilitatea. Și veți vedea că el cultivă noi și ne direcționează spre emoții pozitive de tipul de a ne simți împuterniciți, dedicați, capabili și având un scop anume. Așadar, și apropo de scopuri, săptămâna viitoare, atunci când puneți acest ulei în coșul de cumpărături, pe o comandă de tip RP, vă reamintesc că primiți și acest ulei de cardamom, o minune de ulei. Și sunt foarte multe lucruri de spus și despre acesta. O să încerc să menționez câteva dintre ele pe cele mai importante și el poate fi folosit la fel în toate cele trei moduri, aromatic, în difuzor, pentru că favorizează buna dispoziție, este afrodiziac sau îl puteți folosi ca și parfum, cum spunea și Dan. Mie îmi place foarte mult în difuzor, dă o aromă așa ușor misterioasă camerei, este extraordinar și are beneficii pentru sistemul respirator difuzat la modul acesta. Topic, de asemenea, îl diluăm puțin și îl masăm pe abdomen pentru disconfortul digestiv sau atunci când avem extremitățile reci, îl putem folosi. Intern este benefic pentru digestie, pentru echilibrarea glicemiei sau dacă îl luăm în timpul meselor, ne ajută la accelerarea metabolismului. Cardamomul locuiește în bucătăria mea, pentru că este extraordinar acolo, se poate folosi în pâine, în smoothie, în preparatele pe bază de carne, în salate sau faceți ca mine și puneți o picătură într-un iaurt simplu. O să vedeți, este absolut extraordinar. Are un efect benefic și el asupra sistemului respirator și este conținut în blendul Air, în faimosul blend Air și l-am mai recomandat și îl recomand ca și o alternativă mai blândă, spre exemplu în cazul bebelușilor sau nou-născuților, pentru care blendul Air ar putea fi prea puternic. Noi am folosit când era bebe mic cardamom cu lime difuzat atunci când am avut probleme cu năsucul înfundat. Pe partea digestivă este iarăși extraordinar și aici vă rog să-l recomandați tuturor femeilor însărcinate pe care le auziți că au probleme cu grețurile matinale. El este recomandat de autorități în domeniu, cum este și Stephanie Fritz. Și în aceste cazuri, dar nu numai, și pentru altfel de grețuri îl puteți utiliza la fel, se pune o picătură de cardamom în spatele urechii, aici unde există niște receptori specifici pe care anumiți compuși din uleiul esențial îi blochează și atunci este diminuată foarte, foarte mult senzația aceea de greață. Pentru rău de mașină, mai ales la copii, iarăși este foarte bun și impactează foarte, foarte puternic și sistemul nervos. Atunci când apare oboseală mentală sau epuizarea, chiar apatia, chiar și anxietatea, este foarte benefic. Și din punct de vedere emoțional, pentru că trebuie să menționăm și asta, este un ulei deosebit de util pentru momentele în care furia pune stăpânire pe noi, când ne pierdem controlul și rațiunea. Ne ajută la readucerea echilibrului, căpătăm claritate mentală și redevenim obiectivi, ne putem detașa de situație. Vă recomand să-l folosiți când vă simțiți iarăși nesigur sau confuz și ca să vă îmbunătățiți relația în cuplu. Puteți să-l difuzați, să-l masați, să-l folosiți ca și parfum. Atunci când vă simțiți frustrați, că nu aveți capacitatea de a gândi clar, folosiți-l și veți vedea că apar emoții pozitive de tip obiectivitate, control de sine, respect, toleranță, răbdare, lucruri de care cu toții avem nevoie în zilele acestea și în ritmul acesta în care trăim. Eu l-am folosit pe partea aceasta emoțională și am văzut rezultate extraordinare cu el. Multe, multe ar mai fi de spus, aș putea să continui să vorbesc, dar vă recomand să mai căutați aceste uleiuri pe grup și să aflați mai multe despre ele, astfel încât să le puteți fructifica beneficiile la maximum. Ele sunt absolut minunate. Așa e, Simona și Dan, știu că și voi le iubiți. Da, exact.
tocmai trece un avion pe aici, pe deasupra noastră. Mulțumim, Simona, câte informații absolut extraordinare ne-ai oferit, așa super concentrat, exact așa cum ziceai, ne rămâne și varianta să studiem pe îndelete, să citim efectiv în grup, să intrăm și să căutăm de la acel buton, lupa aceea de căutare în grup, după fiecare ulei din promoție și să aprofundăm studiul nostru, însă vedeți câte informații concentrate ați primit aici, vă mulțumim tuturor. Ce uleiuri minunate, Dan, tocmai exact asta ziceam când ne-ai întrebat, tu categoric este una dintre ofertele pe care noi o să ne luăm în multiple, în număr multiplu, pentru că folosim ghimbirul, ne stăm în bucătărie în permanență, cardamomul idem, și asta nu pentru că le folosim doar în mâncare sau în băuturi, ci pentru că acolo întotdeauna vom apela la ele în diverse variante. V-a dat Simona deja atâtea încât... Difuzor. Și în difuzor, exact, în diverse combinații. Noi iubim cardamomul, v-a și spus Dan că face parte și din parfumul lui. De altfel, ceea ce eu iubesc cel mai mult la blendul Air și la bombonelele Air, Breed, da? Este exact acea aromă foarte aromată. Asta este ideea de cardamom. Îmi place foarte mult. Bun. Dar pentru cineva care iubește mâncarea spicy, cum sunt eu, categoric, oferta aceasta probabil că este numărul unu la mine, la egalitate cu cea cu paciulii. Nu mă pot decide care să fie numărul unu. Toate îmi plac, dar astea două pentru mine sunt așa direct în suflet. Și dacă Simona va pomeni despre înghețata de banane, înghețata naturală de banane congelate cu ghimbir, abia așteptăm să venim la voi în vizită. Sau ceai. Faceți un ceai în care să puneți o picătură de mentă și o picătură de ghimbir. De mine, deci o să aveți o senzație absolut divină. Dar pentru că acum este extrem de cald, vă recomand limonada și la limonadă chiar nu trebuie să faceți exact asta, ne place și nouă, măcar că dacă Simone îi place să gătească, Simone Buburuz, eu nu sunt fan, și de-aia îmi place foarte mult că pot să apelez la soluții atât de facile și de la îndemână, și nu mai stau să storc o lămâie sau așa, pur și simplu în apa de băut, dacă e foarte cald, adaug și 2-3 cuburi de gheață, una, două picături de lămâie, una de peppermint, una de ghimbir, acum depinde de cantitatea de apă, și vă faceți un fel de limonadă, dacă vreți, și cu miere, și atunci puteți să diluați uleiurile direct în miere și apoi să dizolvați mierea în apă și iese ceva absolut extraordinar gustos cu toate proprietățile plantelor și fructelor respective. Bun, trecem mai departe la ultima ofertă, care e chiar BOGO 1, da? Așa le-am numit noi, dar dacă am început cu BOGO 2, o să trecem acum, o să încheiem așa ciclul. Ne și... e ordinea în care doTERRA ni le-a trimis, exact. Însă, pentru această ofertă am vrut neapărat să vă aduc ca invitat tot o ființă foarte dragă nouă, un membru al echipei noastre, este psihoterapeutul nostru, Mitu Mara, pe care o invităm să-și deschidă... Nu al nostru personal, ci al nostru echipei. Da, al echipei, exact. Este o prietenă foarte dragă și care a folosit foarte mult aceste uleiuri în practica ei, în cabinetul ei, și tocmai de aceea am ținut neapărat ca ea să ni le prezinte și cum avea chiar o consultație de la ora 11 la ora 12, am inversat ordinea uleiurilor ca să putem să o avem pe ea în live. Așadar, Mara, hai să vedem, te auzim, de văzut te vedem deja. M-auziți? Bună! Te auzim! Super! Wow. Mă bucur tare că m-auziți și mă vedeți și că vă văd și eu, nu ne-am văzut de ceva timp, toată lumea cu vacanțe. Vai, vorbea de ghimbir și credeți-mă că mi se întâmplă un lucru interesant când miros ghimbirul. Mă duce cumva în emoție, știm că toate uleiurile ne conduc în emoții. La emoția pe care am trăit-o când am fost odată în Laponia și am băut un ceai de ghimbir. Și credeți-mă, a costat și destul de mult, a fost undeva vreo 7 euro, dar mi-a rămas atât de puternic mirosul ăla, că de fiecare dată când deschid și eu sticluța de ghimbir, acolo cumva mă duc în Laponia, alb, rece, ori ghimbirul aduce starea de fierbinte în corpul tău, mărește rata metabolismului, e genial să-l avem în casă din multe puncte de vedere. Dar rolul meu este să... Vorbim despre relaxare,
despre ancorare. Am două amestecuri despre care vom vorbi, Serenity, cel care este pe care îl cumpărăm, și vom primi amestecul Balans. Acum, la fel, după cum spune numele, ne gândim la ce pot face ele, da? Ne dăm ușor seama, Serenity, ce poate să aducă serenitate, o stare de bine, ori Balans aduce calm, împământare, da? Serenity, hai să vorbim despre Serenity, da? Serenity, spuneam, aduce o stare de serenitate, da? Este un amestec, un amestec din 9 ingrediente, 9 alte uleiuri. Deci este un amestec puternic, avem 9 uleiuri în el. Este un amestec care susține relaxarea și somnul restaurator. Da? Vorbim aici de amestec, ne gândim la lemnos, la floral și la ierburi. Cele 9 ingrediente de care spuneam sunt ingrediente cheie care contribuie la calitatea, la calitățile odihnitoare ale amestecului. Și hai să amintim, să vorbim despre cele 9. Aș spune așa, despre unul dintre ele este măghiranul, care este recunoscut pentru proprietățile lui de liniștire în, când vorbim de emoțional. Cedru este, pe lângă faptul că este bogat în cedrol, care a fost studiat pentru capacitatea sa de a calma nervii. Vanilia este, vanilia absolut, este acel ingredient care calmează îngrijorarea și încurajează sentimentele de dragoste și conexiune. Santalul Hawaiian are un miros lemnos, este pământesc și aduce relaxare. Mai avem acolo Houd, care calmează datorită conținutului de linalol. Știm că linalolul are aceste proprietăți de calm, de relaxare. Mai conține vetiver. Vetiver este, are un miros pământesc. Vetiver este un ulei care, cel puțin și din practica mea, ajută foarte mult atunci când, eu știu, ești într-o stare de agitație. Este un miros care este un ulei care se obține din rădăcini. Te aduce cumva, iarăși, te aduce într-o stare de împământare. Este foarte bun pentru copiii agitați. Am lucrat foarte mult cu ajutorul lui. Am obținut rezultate frumoase în cabinet sau persoanele care au o agitație și dorința asta de a se mișca foarte mult. Lavandă, un alt ingredient, rolul ei este să risipească tensiunea și să amelioreze sentimentele anxioase. Ba chiar lavanda merge pe stimulare de serotonină și este un tip de serotonină de tip A. Mai avem acolo mușețelul roman, care, mușețelul roman este un ulei, acum știm, și când eram mici se folosea mușețelul, clar, pentru liniștire, pentru aduce cumva confort emoțional, e venerat pentru capacitatea sa de a calma, relaxa și a liniști corpul și mintea. Mai avem Ilang Ilang și nu degeaba l-am vorbit despre ultimul din cele 9. Este, acesta e distilat din flori și el aduce, cumva stimulează secreția de serotonină. Acum, și separat, vă dau informația asta, Ilangul, depinde cum îl folosești, separat. În momentul în care faci aplicare, îl aplici topic, să știți că stimulează 3 neurotransmițători, serotonină, dopamină și norepinefrină. Asta când facem topic. Dacă îl difuzăm, stimulează serotonină. Deci contează și foarte mult modalitatea pe care o folosim. Acum gândiți-vă că acest amestec, datorită proprietăților tuturor acestor 9 ingrediente, aduce, prin sinergia lor, cumva, aduce un maxim de potențial când vorbim de relaxare și somn. Este foarte bun pentru somn. Compania are, pe lângă faptul că avem acest amestec cu lei, avem și capsule Serenity
pe care vi le recomand cu tot dragul, pentru că chiar au un efect grozav, deci există o formulă de capsule. Este, acum, iarăși din un pic mai tehnic așa, să vă gândiți la, când vorbim de mirosuri sau de mirosuri dulci florale, ne gândim că ele ne ajută să secretăm serotonină. Când vorbim de mirosuri lemnoase, înțepătoare, sau aromate în sensul ăsta, puternic aromate, ne ajută să secretăm dopamină, care știm că este hormonul plăcerii, da? Iar mirosurile proaspete, fructifere, citricele în special, ne ajută să devenim energici, nu degeaba, pentru că acolo se secretă norepinefrină. Deci, așa e ca un ghid scurt în momentul în care avem nevoie să folosim, să știm despre ele. Eu un fac, să știți că poate fi folosit Serenitica amestec, poate fi folosit și în timpul zilei, atunci când ne simțim poate mai agitați sau ne așteptăm să avem o zi mai plină, putem să folosim de la începutul zilei, de dimineață, îl aplicăm, putem să-l aplicăm pe zonele de puls, să-l inhalăm. Există și o formulă, mie îmi place foarte mult să-l fac pentru că mi-e mai ușor să-l port după mine, este formula de rolon, vă puteți face rolonul și atunci poate fi aplicat mult în punctul occipital, da, în spatele urechilor, chiar și pe plexus solar, îmi place să folosesc pentru că am observat că sunt rezultate bune. Nu uitați că din Serenity, din gama Serenity există chiar și un săpunel pe care l-a creat compania și este genial dacă vrem să avem și beneficiul aplicării pe toată pielea în duș. Deci Serenity este uleiul care merită extraordinar de mult să-l avem cu noi, pentru că întotdeauna când te vei simți trist, agitat, supărat, orice stare din categoria asta, ai pe ce să pui mâna și rezultatele, să știți că nu întârzie să apară. Vreau să vă dau și eu tot așa din cartea cu emoții. Câteva cuvinte cheie, dacă avem emoțiile negative, ar fi despre împrăștiat, neancorat, deconectat sau instabil. Folosim Serenity și el ne aduce o stare de ancorare, de stabilitate, de conectare, devotat, calm și forță interioară. Ne stimulează perseverența, da? Bun, hai să vedem acum, dacă am vorbit despre relaxare și somn, uleiul pe care îl primim este un amestec pentru ancorare, amestecul Balance. Este, din punctul meu de vedere, nu știu, este un ulei minunat, 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 minunat. Eu lucrez foarte mult cu el în difuzare în cabinet și se întâmplă un lucru tare drăguț uneori. Când eu îl pun în difuzare și îmi aștept clientul sau clienta și în momentul în care se așează pe fotoliu, uneori observ în comportamentul ăsta non-verbal că mirosind încearcă și își găsește deja o poziție foarte relaxată pe fotoliu. Intră deja, prin inhalare, intră deja în starea aia de calm, de bine, de a se adapta la mediu. Da? Este un lucru excepțional. Funcționează foarte rapid pe inhalare uleiul Balance. Este la fel, în el avem amestec de uleiuri din arbori și rădăcini. Și aici avem, deci, spuneam, aduce echilibru emoțional, sufletesc, creează sentimentul de calm și stare de bine. Am așa, ca ingrediente în el avem molidul care, folosit de amerindieni în scopuri medicale și spirituale, da, era folosit și pentru a instala armonia între în corp și minte. Deci, din străvechi timpuri, un ingredient din Balance era folosit în scopul acesta. Conține la fel lemn de houd, vă spuneam și din Serenity, este conținut și în Serenity, este folosit în amestecurile acestea care susțin relaxarea și ne susțin pe plan emoțional, tocmai datorită compușilor
biochimici, da, compușilor aromate chimici, da, pentru că conține linalol. Deci ăsta este motivul pentru care este regăsit în amestecul și în amestecul balans. Avem vetricea albastră, la fel cu proprietăți în a susține relaxarea. Avem tămâia. Știm că tămâia, acum cred că suntem, nu numai printre utilizatori, mie mi se întâmplă să întâlnesc oameni și care, primul lucru de care vorbesc, da, am auzit de tămâie, de la Dutăra, este excepțională, da, este excepțională. Dacă vorbim din perspectiva asta pe emoțional, este uleiul care asigură un efect de echilibru emoțional și în plan spiritual, știm efectele ei, dar clar, ăsta este rolul pentru care este pus în acest amestec. Dacă asta face tămâia, să știți că în timp ce restul uleiurilor din amestecul balans ajută în a ușura anxietatea. Toate sunt pe principiul acesta, da? Să reducă foarte mult anxietatea. Balans, deci, este un amestec de ancorare, o combinație de uleiuri din arbor și rădăcini, spuneam. Acum, dacă ne gândim, copacii trăiesc în momentul prezent, în acum. Da? Gândiți-vă la rădăcina unui copac și care este adânc înfiptă în pământ. Balans ne invită să ne fortificăm conexiunea cu partea inferioară a corpului. Ne învață perseverența, ne învață să direcționăm energia cu răbdarea unui copac. Calmează răul de mașină, de altfel, mie mi s-a întâmplat să-l folosesc odată chiar într-o situație în care a apărut un rău datorită unei crize biliare și a fost la îndemâna mea și l-am pus pe plexul solar și l-am inhalat foarte mult pentru că imediat te scoate din această stare de dezechilibrare, da? Este eficient, foarte eficient, aș spune, pentru copiii cu probleme legate de focusare, da? Ne ajută pentru că vorbeam de această ancorare sau pentru copiii agitați. Modalitatea, ambele amestecuri sunt pentru cu aplicare topică, deci felul în care le folosim sunt aplicare topică și inhalare aromatică, nu sunt pentru a le ingera, iar balans. Există niște specificații așa în care se spune că funcționează foarte bine. Noaptea, înainte de somn, este minunat să-l aplicăm pe tălpi. Ajută cumva, nu degeaba spuneam, ancorare, da? Gândiți-vă la partea inferioară a corpului, tălpile unde avem oricum o sumedenie de puncte reflexogene și atunci îl facem aplicare pe fiecare talpă, picurăm câteva picături și în felul ăsta o să beneficiem cumva de o stare de relaxare, pregătiți pentru somn. La fel, în difuzare, începeți ziua cu aplicarea lui topic, terminați ziua cu difuzare la somn. Aici mai am o recomandare pentru copii și aici am observat în familia mea, pentru nepoțica mea, funcționează foarte bine și eu îl recomand foarte mult și altor părinți. Balans asociat cu portocală creează o stare de bună dispoziție pentru a te pregăti pentru somn și pe parcursul nopții toate aceste ingrediente nu fac decât să mențină o stare de echilibru în corpul copilului sau în corpul persoanei adulte. Deci este ceva genial să le avem pe amândouă și să-l primim pe balans. Cele două amestecuri de relaxare și ancorare, da? Deci vă invit să nu ratați acest bogo, ca nici celelalte să nu le ratați, că da, noi tindem să nu ne lipsească niciunul. A, să vă spun, deci există balans, există săpunul balans, la fel de grozav. Ce mi s-a părut mie uimitor așa și la săpunuri este că se termină până la ultima foiță. Niciodată nu mi s-a întâmplat ca un săpun să nu se desfacă, să nu se rupă. Da, minunat. Deci nu ratați bogo și vă faceți și rolonuțe, da? Ca să le aveți să fie mai la îndemână. Nu ratați săpunelele,
care sunt ambele pentru, avem pentru cele două din cele două amestecuri, și capsulele Serenity, care sunt geniale. Super, Mara, mulțumim! Cred că ne este clar tuturor că Mara a avut foarte multe experiențe cu aceste două blenduri, de altfel ne-a și povestit din experiența ei din cabinet. Cei care le-ați mai folosit cu siguranță știți cât de extraordinare sunt. Noi acum, în timp ce ascultam pe Mara, avem aici toate uleiurile și am descoperit un nou parfum. Mi-am pus o picătură de Serenity în palmă și pentru că simțeam nevoia, ați văzut ce bogăție de 9 uleiuri se regăsesc în acest blend Serenity care miroase extraordinar. Vă reamintesc întotdeauna, uitați-vă la numele blendului, da? Pentru că un ulei single oil are numele plantei din care provine un blend, are un nume generic dat de către doTERRA ca să îți sugereze foarte clar pentru ce se folosește acel blend. Prin excelență, acestea două sunt blenduri emoționale. Așadar, Serenity ne va conferi o stare de seninătate, dar gândiți-vă la absolut tot ce ține de asta. Folosiți-l în toate modurile cu putință, fie aplicat direct ca parfum pe punctele de puls, în zonele în care ne va impacta emoțional. Însă, puteți să-l adăugați în baie, atunci când faceți baie, în sare, Epsom, să picurați și să vă bucurați de acest efect calmant de liniștire. Și revenim la parfumul despre care vă spuneam, are amestecul acesta absolut extraordinar și pe care îl iubesc în perioada mai rece puțin, toamnă, iarnă, chiar îl folosesc ca atare. Acum pus în palmă, pe căldura asta înnebunitoare, mi s-a părut puțin prea dulceag și am uleiul de peppermint aici lângă mine și mi-am picurat și o picătură de peppermint. A fost prea mult, am mai adăugat o picătură de Serenity și în combinația aceasta de 2 la 1 a ieșit un parfum absolut extraordinar. Iar pentru bărbați am mai adăugat Balance și dă și o notă așa masculină și e fantastic. Și cu toții știți, m-ați mai auzit, Balance este blendul despre care Mara a vorbit atât de frumos, despre care eu mereu spun că dacă ar fi posibil să umplu o cadă de baie cu acest blend atât de onctuos, atât de rafinat, atât de blând, atât de învăluitor, aș face acest lucru și m-aș scufunda în ea. Așadar, profitați de ofertele BOGO, am să rog pe Dan să ni le aducă din nou pe toate pe ecran. Avem 5 oferte, da, în această perioadă de BOGO, care vă reamintesc începe de luni, 19 iulie, de la ora 20, ora României, până vineri, 23 iulie, ora 20, ora României, și avem cele 5 oferte. Oferta BOGO numărul 1, cumperi un Serenity și primești și Balance cadou. Oferta numărul 2, cumperi Rose Touch și primești și Magnolia Touch și Beautiful cadou. Oferta numărul 3, cumperi Patchouli la 15 ml și primești și Citrus Twist la 15 ml, da? Două uleiuri. Oferta numărul 4, cumperi Purify și primești și Citronella, despre care ne-a vorbit atât de frumos Bogdan. Oferta numărul 5, cumperi Ghimbir și primești și Cardamom cadou. Cu alte cuvinte, în această perioadă promoțională de luni până vineri, din 19 până în 23 iulie, aveți acces la aceste oferte în care puteți cumpăra, dacă vă luați câte ofertă din fiecare, pornind de la minimum, da? Cât ofertă din fiecare, veți cumpăra practic, veți pune în coșul de cumpărături, fie în varianta de coș standard pentru cei care nu au cont de membru, fie pe LRP, veți pune Serenity, Rose Touch, Purify, Patchouli și Ginger și vi se va adăuga automat toate celelalte uleiuri. Cu alte cuvinte, veți cumpăra 5 uleiuri și veți primi 11 uleiuri, da? Deci așa va arăta ceea ce se va adăuga în coșul de cumpărături, nici nu pot să le cuprind pe toate, da? La modul acesta, plus încă unul, că îmi lisește Citrus Twist de aici, așa va arăta o nebunie de uleiuri și arome, dar și mai mult o nebunie de beneficii. Cred că am reușit să vă strânim interesul cu aceste informații concentrate. Să studiați și mai mult. Au fost și extrem de utile și valoroase pentru a vă putea decide ce anume doriți să acționați. Și ce aveți nevoie.
Eu zic că ofertele BOGO sunt de neratat de fiecare dată, pentru că este cea mai facilă și accesibilă metodă de a avea aceste uleiuri în casă. Și dacă vă gândiți, ok, eu îmi iau Purify, dar parcă citronela l-am mirosit la nu știu cine și n-aș vrea, nu mi-a plăcut, nu mi-l trebuie. Apropo de asta, fac o mică paranteză pentru că a menționat și Claudia acest lucru. Când un ulei nu ne place, nu ne împăcăm cu el, a și zis Claudia clar de ce nu ne împăcăm, da? Pentru că avem anumite amintiri impregnate subconștientul nostru, amintiri neplăcute cel mai probabil, și acel ulei, acea aromă trezește acest lucru în noi prin faptul că se pun în funcțiune niște neurotransmițători în clipa în care mirosim un ulei pur natural. Ce puteți face în acest caz și chiar vă recomand, pentru că veți dori să scăpați de acea condiționare subconștientă, folosiți acel ulei, dar nu vă maltratați psihic, da? Adică nu fiți masochiști, folosiți-l aplicat în talpă. Și credeți-mă, după 21 de zile de aplicări zilnice în talpă acel ulei, astfel încât să nu-i simțiți mirosul, voi îl aplicați în talpă doar. El, în schimb, este absorbit la nivelul sângelui în maxim 2 minute și în felul acesta veți putea să beneficiați de efectele acelui ulei și să ajungeți să vă împăcați cu el, tocmai pentru că vă eliberați de acea condiționare subconștientă și veți ajunge să-l iubiți. Practic, nouă oamenilor întotdeauna ne plac lucrurile pe care le cunoaștem și le înțelegem. Da? Sunt energii pe care le-am trezit în ființa noastră, le-am asimilat și le înțelegem și atunci le putem savura, da? Dar altele n-au fost deocamdată trezite, însă e important din punct de vedere al dezvoltării noastre interioare și ca ființă umană și din punct de vedere spiritual. Este important să urmărim să dezvoltăm și acele aspecte ale ființei care deocamdată nu au fost suficient de mult dezvoltate și, așa cum a spus Simona, facem acest lucru progresiv, însă o să remarcați cu surprindere și bucurie că treptat veți înțelege acele energii, pentru că aceste mirosuri sunt niște energii, da? Care noi ne obișnim și le înțelegem progresiv. Sunt uleiuri care acum 4 ani și ceva nu îmi spuneau mare lucru și acum sunt printre favoritele mele. Pentru că experiența practică îl face pe maestru, da? Cu cât experimentez mai mult, o să încep să înțelegi nuanțele acelea, mirosurile, nuanțele de miros și ce anume generează în propria ta ființă. Și vă mai dau un motiv pentru care e bine să profitați de ofertele BOGO. Revin la exemplul cu Purify și citronela. Ăsta mi-a venit în minte să-l folosesc acum. Să zicem, ok, știu că îmi trebuie Purify, l-am mai folosit, am înțeles sau am înțeles pentru ce este bun și mă tentează, însă citronela, l-am mirosit, nu mi-a plăcut. Ai două variante. Ori să mergi pe varianta pe care am menționat anterior, să te împaci cu el tocmai în ideea că ai ceva de rezolvat în propria ființă, în propriul subconștient și te va ajuta în acest sens, nu de alta, dar pe lângă acest aspect care, din punctul meu de vedere, este cel mai important, să nu uităm că citronela ne ajută foarte mult, pe lângă toate celelalte lucruri menționate de Bogdan, în lupta cu toate zburătoarele care vin și ne iubesc foarte mult și vor neapărat să se așeze pe noi și să se hrănească. Și atunci, ori îl folosești la modul acesta până te înveți cu el și te împaci cu el, ori oricare ofertă pe care ți-o dorești și vine cu un ulei pe care nu neapărat ți-l doreai, ai un cadou pe care poți să-l faci mai departe. Credeți-mă, cineva se va bucura de acel ulei, chiar dacă tu nu ești încă pregătit să îl integrezi în viața ta. Și să nu uităm că fiecare ulei vine cu beneficii emoționale și că, repet, ceea ce noi nu putem accepta acum este pentru că avem astfel de condiționări, așadar apelați la ele, folosiți-le, pentru că planul emoțional este cel care la modul real ne condiționează toată viața. Și cu cât reușim să ne eliberăm de acele emoții care ne țin captivi și care sunt adânc impregnate subconștientul nostru, cu atât reușim să avem o viață și un trai mai sănătos, pentru că știm deja... Și mai fericit, vom fi mai fericiți, mai liberi. Știm deja că orice problema noastră, orice afecțiune, orice am somatizat deja pe corpul fizic, vine și cu o problemă emoțională de acolo, deci are un substrat emoțional. Gândiți-vă serios la acest aspect și apelați la aceste uleiuri din toate perspectivele. Și mai vreau să vă reamintesc că celor care nu aveți încă un cont de membru doTERRA,
că este, deci promoția Bogo este o oportunitate extraordinară pentru că veți putea beneficia simultan de două promoții, și de promoția Bogo, da, și de promoția 50-50, care este promoția lunii iulie 2021. Așa că luați legătura cu consultantul. Sau lasă-ne un mesaj cu vreau cont și te exact, punem noi în legătură. Dacă nu știți exact cine e consultantul sau ați intrat singur pe grup, lăsați un mesaj cu pe chat vreau cont și un administrator vă va ajuta și vă va direcționa către persoana potrivită. Bun, și ca să încheiem întâlnirea noastră de astăzi, pentru toate ofertele de la această promoție Bogo din perioada 19-23 iulie, dacă ți le dorești pe toate, câte una din fiecare, vei plăti 226 de euro preț fără transport, la, inclus, da, la asta se mai adaugă transportul, deci 226 de euro și vei primi produse în valoare de 390 de euro, vorbind de preț de membru. Da, deci aici nici măcar n-am calculat cât i-ar costa pe cei care sau ce beneficii au cei care și le iau la preț, la prețul la mai mare, da? Deci prețul de membru e cu 25% mai mic decât prețul, da, de raft. Deci prețul acesta de membru este cu o reducere deja de 25% aplicată, da? Deci 226 de euro și primiți produse de 390 de euro și vă reamintesc că le puteți lua în orice combinație. Puteți să vă puneți în coșul de produse orice produse doriți sau pachete doTERRA și să adăugați oricare dintre ofertele acestea în limita maximum 5 din fiecare ofertă. În orice combinație, puteți lua două din oferta 1, 1 din oferta 2, 3 din oferta 3, 5 din oferta 4 sau în orice combinație, da? Bun, vă mulțumim că ne-ați fost alături, chiar ne-a fost dor să ne revedem. Orice întrebări aveți, orice nelămuriri legate de promoția Bogo, vă rugăm să le adresați în scris în acest chat. Eu chiar am să verific acum dacă pe grup live ne-ați mai pus ceva întrebări între timp la care n-am apucat să răspund. Și orice alte întrebări legate de modul, pentru cei care aveți deja cont de membru, de modul în care puteți să plasați această comandă și să profitați de această promoție, sunați-vă consultantul, da? Dacă nu știți cine vă este consultant, scrieți-ne pe grup și încercăm să vă ajutăm la modul acesta. Pentru cei care nu aveți cont de membru, scrieți-ne pe grup vreau cont, asta pentru că ne va fi foarte ușor să vă găsim așa și după ce ați scris acest lucru vom lua legătura să vedem exact pe ce variantă, cu ce aveți nevoie de ajutor. Da? Bun, cam atât. Fac acum verificarea despre care spuneam, dar sigur dacă nu m-am ocupat eu sau ocupat alții din echipă, așa că nu sunt alte întrebări. Vă dorim să aveți un weekend minunat, să studiați în continuare despre fiecare din uleiurile din această promoție în grup, dând search în grup după fiecare în parte și să vă bucurați alături de noi la maxim de minunatele oferte Bogo pe care doTERRA ni le oferă în această perioadă din 19-23 iulie 2021. Un weekend minunat și spor la Bogo! Pa, pa!